Bine ați revenit la întrebări. Înainte de a începe, trebuie să vă anunț că următorul videoclip din această serie va apărea doar peste 2 săptămâni. Deci vinerea viitoare, în 26 mai, din motive tehnice, nu voi putea publica o nouă întrebare, așa că voi reveni abia peste 2 săptămâni. Voi publica însă, până atunci, alte materiale pe care le-am pregătit. Și acum să revedem ultimele întrebări. Întrebare. Să presupunem că avem o bucată de tablă de formă neregulată, așa cum vedeți în desen, care are decupată o porțiune în formă de cerc. Punem tabla la soare și pentru că se încălzește, se produce fenomenul de dilatare. Ce credeți că se întâmplă cu diametrul găurii? Crește, scade sau rămâne același? A doua întrebare. Presupuneți că avem o piesă metalică cu forma din desen. Piesa are în fiecare punct aceeași compoziție și aceeași densitate. Este deci omogenă. Ea este în echilibru atunci când se sprijină în punctul A. Ce se întâmplă dacă crește temperatura aerului din jur, deci și a piesei? Piesa se încălzește. Mai rămâne în echilibru? Dacă răspunsul vostru este da, asta e tot. Dacă credeți că nu, care parte coboară? Cea din stânga sau cea din dreapta? La prima întrebare, așa cum v-am spus de altfel, se poate răspunde ușor, fără calcule și fără cunoștințe de fizică. De fapt, vă voi prezenta 3 metode intuitive pentru a ajunge la răspunsul corect. Prima, gândiți-vă că ați decupat suprafața circulară din tablă, dar ați lăsat-o acolo, n-ați îndepărtat-o. Ce se întâmplă la dilatare? Gaura din tablă rămâne egală cu partea decupată. Asta înseamnă că diametrul găurii rămâne egal cu diametrul suprafeței circulare decupate, dar știm că aceasta din urmă își mărește dimensiunile, deci răspunsul este că diametrul găurii crește prin dilatare. A doua metodă. Prin dilatare, distanțele dintre oricare 2 puncte de pe suprafața tablei cresc. Asta înseamnă dilatare, creșterea dimensiunilor în toate direcțiile. Să ne gândim la bucata de tablă, înainte de a decupa cercul, am trasat doar cercul pe care vrem să-l decupăm, așa cum vedeți în desen, dar nu l-am decupat. Și am ales 2 puncte, A și B, diametral opuse pe cercul trasat. Evident, dacă încălzim tabla, distanța dintre cele 2 puncte va crește. De ce s-ar schimba acest lucru prin decuparea cercului? Nu există niciun motiv pentru asta, deci din nou ajungem la concluzia că diametrul găurii trebuie să crească. A treia metodă, prin dilatare nu se schimbă forma corpurilor, deci proporțiile dintre diferite dimensiuni rămân aceleași. Un pătrat rămâne pătrat, un cerc rămâne cerc, un câine turnat din bronz rămâne câine prin dilatare, nu se transformă în pisică. Dar dacă diametrul găurii ar scădea în timp ce restul tablei și-ar mări dimensiunile, ar însemna că s-a schimbat forma corpului nostru. Exagerând lucrurile, ar fi cam așa. Vedeți cum arată tabla înainte de încălzire și cum arată după încălzire și după cum vedeți în acest caz, am avea o schimbare a formei, lucru care nu se întâmplă prin dilatare, mă rog, nu prin dilatarea unui corp omogen. Acum, a doua întrebare. Vă propun să simplificăm un pic lucrurile și să ne gândim la cazul în care centrul de greutate ar fi exact acolo unde se schimbă grosimea piesei, caz în care piesa ar fi în echilibru, așa cum vedeți în acest desen. Și acum punem întrebarea, se strică echilibrul dacă piesa se încălzește și deci se dilată? Aici nu strică, să știm un pic de fizică, și anume că echilibrul se realizează atunci când distanțele de la punctul de sprijin la centrele de greutate ale celor 2 părți ale piesei, notate în desen cu D mic 1 respectiv D mic 2, au raportul egal cu inversul raportului greutăților celor 2 piese. Mai trebuie să știm ceva. Dilatarea în lungime a unei bare nu depinde de grosimea barei respective. Deci 2 bare de grosimi diferite, dar de aceeași lungime, se dilată cu aceeași lungime.
cu cât se dilată cele două bare, dacă sunt din același material, depinde doar de variația de temperatură și de lungimea lor inițială. Iar alungirea lor este proporțională cu lungimile lor inițiale. Din cele spuse până acum, rezultă că lungimile de 1 și de 2 se vor dilata proporțional cu mărimile lor. Dar când două mărimi variază proporțional cu mărimea lor, raportul lor nu se schimbă. Dacă înmulțim numărătorul și numitorul unei fracții cu același număr, valoarea fracției nu se schimbă. Așa că prin dilatare nu se schimbă raportul de mic 1 pe de mic 2. El rămâne în continuare egal cu raportul G2 pe G1, adică inversul raportului greutăților celor două părți, ceea ce înseamnă că echilibrul se păstrează. Centrul de greutate nu-și schimbă poziția, rămâne deasupra sprijinului. Și acum să ne întoarcem la piesa originală. Faptul că centrul de greutate este acum în alt punct nu schimbă lucrurile, deoarece putem din nou considera că avem două piese, fiecare cu greutatea ei, partea din stânga punctului de sprijin și partea din dreapta punctului de sprijin. Și deoarece alungirea nu depinde de grosime, n-are importanță că piesa din stânga n-are peste tot aceeași grosime. Așa că putem face exact același raționament pe care l-am făcut în primul caz și ajungem exact la aceeași concluzie. Cele două distanțe până la centrele de greutate se alungesc proporțional cu mărimile lor și echilibrul se păstrează. Deci nici în acest caz poziția centrului de greutate nu se schimbă, piesa rămâne în echilibru. Întrebările anterioare au fost legate de dilatare. Întrebările de azi vor fi legate de contracție și vor fi trei la număr, pentru că, așa cum v-am spus la începutul videoclipului, aveți la dispoziție două săptămâni pentru a găsi răspunsurile. Prima întrebare. Avem un fir de sârmă întins, prins de tavan, așa cum vedeți în desen, și de un corp pus pe o suprafață, să spunem, de pildă, o masă. Dacă scade temperatura, firul se contractă și ridică corpul care devine atârnat de fir. S-ar putea să nu mă credeți, dar să știți că îl ridică chiar dacă corpul e greu, pentru că, așa cum v-am spus și în materialul precedent, forțele care apar la dilatare și la contracție sunt foarte mari. Sigur, cât îl ridică depinde, printre altele, și de lungimea firului. Dacă firul este scurt, îl ridică foarte puțin, dar dacă firul este lung, atunci poate să-l ridice semnificativ. Dar oricum, chiar dacă firul este scurt, tot îl ridică pe distanțe de ordinul milimetrilor, deci fenomenul există și pe noi ne interesează doar aspectele calitative de data asta. Și acum vă rog să vă amintiți că am spus în materialele mele de multe ori că pentru a ridica un corp trebuie energie. Întrebarea este, de unde vine energia necesară ridicării corpului? A doua întrebare. Avem un ceas cu pendul și, după cum vedeți în fotografie, el are un sistem de reglaj cu ajutorul unei piulițe. Există sisteme în care piulița deplasează tot discul pendulului și altele în care se deplasează doar piulița în sus și în jos pentru un reglaj fin. Pentru ceea ce voi întreba, n-are importanță ce fel de sistem avem. Important este că ceasul a fost reglat la temperatura de 25 de grade Celsius. Și întrebarea este, la temperatura de 20 de grade Celsius, ceasul va întârzia sau o va lua înainte? A treia întrebare. Un fir lung este trecut peste doi scripeți, așa cum vedeți în desen, iar la capetele firului se găsesc două corpuri care pot aluneca foarte ușor pe suprafața pe care stau. Deci nu trebuie să ne gândim la forțe de frecare, dar unul dintre corpuri are masa mai mare, e mai greu decât celălalt,
în desen observăm acest lucru prin dimensiunea lor. Să presupunem că temperatura scade și firul se contractă. Neglijăm contracția celorlalte corpuri din sistem, firul fiind lung se contractă mult mai mult decât celelalte corpuri. Și întrebarea este ce se întâmplă cu poziția celor două corpuri de mase și de și greutăți diferite. De pildă, se apropie amândouă de scripeți cu aceeași distanță sau se apropie amândouă, dar cel ușor cu o distanță mai mare sau se apropie amândouă, dar cel greu cu o distanță mai mare sau se apropie de scripete doar corpul ușor sau se apropie de scripete doar corpul greu sau mai știu eu la ce vă puteți gândi. Pe scurt, cum se schimbă poziția corpurilor datorită contracției firului. Succes! Ne revedem cu alte întrebări și cu răspunsurile la cele de azi, peste două săptămâni. La revedere!